Potrivit unui document apărut pe site-ul Agenției de Achiziții Publice, licitația de procurare a vazelor a fost anunțată la sfârșitul lunii noiembrie. Costul unei bucăți este de 84.000 de lei, iar acestea ar urma să fie livrate până de Crăciunul pe stil nou. Oamenii își pun mâinile în cap când aud câți bani urmează să fie cheltuiți pe niște elemente decorative. Пусть дадут бедным людям эти деньги, не надо вас. Потому что воровали они у нас, это считайте, что мы купили их. А у них на это мозгов не хватает. Они за себя думают. Ce să fac așa un gărdureț mai simplu, mai... Cu banii publici fac ce vor și nu-și asumă nicio răspundere în calcule. Câte nevoi sunt la țară, la mame cu copii care nu-i pot hrăni. Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului a organizat la începutul lunii noiembrie o altă licitație publică pentru procurarea mobilierului și reamenajarea sălii de ședințe și camerii de odihnă de la etajul 1 al Casei Guvernului. Valoarea lucrărilor 506.228 de lei. Cei de la guvern nu ne-au putut explica necesitatea acestor vaze și au menționat că vor reveni cu o explicație mai târziu. Lucrări de reparație au loc și la Parlament, acolo unde aleșii poporului se încredesc.